Salutare, salutare și bine te-am găsit la NewsX. Weekendul trecut au avut loc în Los Angeles premiile Spike Video Game Awards, cele mai importante premii de acest gen la ora actuală. Pentru că toți producătorii folosesc acest eveniment pentru a anunța cele mai importante noutăți, azi vom vorbi numai și numai despre ce s-a anunțat acolo. Lista completă a câștigătorilor te așteaptă deja pe site, nu zic decât că Red Dead Redemption a fost vedeta serii. Dar să facem la treabă. În primul rând, cei de la Silicon Knights au lansat un nou teaser pentru X-Men Destiny, care de data aceasta prezintă ceva mai multe imagini din joc, nu doar câteva siluete ale băieților și fetelor din X-Men. Ce am aflat din trailer? Îi vom întâlni din nou pe Cyclops, Wolverine, Nightcrawler, Magneto, Storm și pe celelalte personaje populare din acest univers. Ce nu am aflat este o dată de lansare concretă sau o listă de platforme, deși când vine vorba de Activision, este destul de evident că jocul este disponibil pe orice, inclusiv telefonul mobil. Ce știm din alte surse este că vom juca în rolul unui nou mutant care li se alătură X-Menilor, iar acesta își va croi singur destinul în rândul organizației. Producătorii își doresc să creeze jocul bazat pe alegeri, nu în stilul clasic liniar. Da, atât știm despre acest joc, dar fiindcă nu va apărea mai devreme de jumătatea lui 2011, avem destul timp să aflăm mai multe. Înainte să ne întoarcem la jocurile AAA, vom arunca o privire pe Journey, un titlu downloadabil care va fi disponibil la sfârșitul anului 2011 doar pe PS3. De ce numai pe PS3? Este simplu, fiindcă este creat de That Game Company, studioul care are destul experiență cu PS3-ul, lansând până acum simpaticile Flow și Flower. Cu un stil artistic foarte simplu și o coloană sonoră elegantă, Journey și creatorii săi par să se ducă după fanii lui Aiko și Shadow of the Colossus și, din puținele informații de până acum, are mare șansă să devină un hit, la fel cum a făcut-o și Limbo pe 360. Că tot vorbim de călătorii prin deșert și exclusivități de PS3, este imposibil să ignori Uncharted 3, proaspăt dezvăluit de Sony. De data aceasta, Nathan Drake nu își va mai trăi aventurile prin junglă, ci va traversa deșertul Arabiei, încercând să supraviețuiască atacurilor unei organizații secrete și descoperind secretele unui oraș pierdut. Și tu, cam ca ăia din filmul Mumia. În spatele meu ai putut vedea primul trailer, iar acum vom arunca o privire pe gameplay prezentat de către Naughty Dog în cadrul unei emisiuni Late Night with Jimmy Fallon. It's Drake. Drake is the main guy. It's Drake and Sully. They're trying to escape that chateau. That's in is it your France. Chateau? It's in France. Actually. Is that your place? I have nothing to do with that. Your house is on fire. Yeah, exactly. Christoph, we got to do something. I know. Like, let's save your chateau. I hope like Evan like, can help me with Evan can my do chateau. It. So, look, the guy's shooting on there. He just jumps out. Yeah, ooh. There we go. Bang, that's so there's it. A bunch of bad guys. But this looks like it looks like it's hard to do. This is the most fun game I've ever played. I mean, it's just you just go around. Momentan, cam acestea sunt imagini oferite până acum de către producători. Uncharted 3, Drake's Deception, este încă la mare distanță de consola ta, fiind programat să apară pe 1 noiembrie 2011. Bethesda a dezvăluit un nou titlu din seria The Elder Scrolls numit Skyrim. În afară de noul trailer pe care îl poți urmări acum dacă nu ești atent la mine, nu știm prea multe detalii. Știm doar că Skyrim se va folosi de un motor grafic complet nou, Bethesda abandonând în sfârșit criza aia de epilepsie în slow motion numită Gamebryo Engine. Voi lua acum o scurtă pauză ca să se audă mai bine bucuria voastră, în special a celor care s-au jucat dându-și șuturi în... sau peciuind Fallout New Vegas. Știu că n-ai fost atent până acum la trailer, așa că voi face un rezumat. Din clip am aflat că Elder Scrolls 5 este o continuare directă a evenimentelor din Oblivion, iar conflictul principal este revenirea dragonilor din Tamriel, care distrug țara în lipsa unui erou. În trailer, acest erou este Dragonborn, dar momentan nu știm dacă îl vom controla și în joc. Cât despre numele jocului, acesta vine de la regiunea nordică a ținutului Tamriel, situată între Cyrodiil, Morrowind, Hammerfell și High Rock. Ca să facem o comparație, Skyrim ocupă pe hartă cam aceeași suprafață ca și Hammerfell, așa că e loc destul pentru aventură de proporții. Singura chestie îngrijorătoare este că în fiecare hartă de până acum, regiunea care cuprinde și Skyrim este reprezentată ca fiind înzepezită, așa că există riscul să pierdem din varietatea vizuală. Totuși, având în vedere că vom avea parte de dragoni scuipători de foc, lucrurile ar trebui să se echilibreze. Am vorbit cam mult despre Elder Scrolls 5 și, fiindcă mai am o mulțime de știri, este timpul să trec și la ele. Skyrim este programat să iasă pe 11 noiembrie 2011 pe platformele majore, respectiv PC, 360 și PS3. În afară de multiplayer, cel de-al doilea Dead Space mai vine cu o noutate importantă, și anume The Sprawl. Mai pe lung, zonele mici din nava spațială a primului joc au fost înlocuite cu o hartă imensă, așezată în mijlocul unei stații spațiale, nu a unei amărâte de nave. În consecință, săracul Isaac Clarke are de alergat o grămadă căcălău și foarte mult, iar necromorfii au destul spațiu să se desfășoare, după cum ne demonstrează cel mai nou trailer Dead Space 2. Jocul se lansează pe 25 ianuarie pe PC, 360 și, evident, PS3.
Nu părăsim încă tărâmul navelor spațiale pentru că BioWare a anunțat în mod oficial, cu surile, trâmbițe și un trailer arătos, Mass Effect 3. Reaper îi amenință să atace pământul, așa că lasă tot ce ai în brațe, ia o pungă de florăcere și urmărește acest clip. It's a well-coordinated attack. And so far it's been damned effective. Don't know what they are, what they want. Din păcate, Shepard nu se prea grăbește, aterizând pe PC și console, adică 360 și PS3, abia în iarna anului viitor. Dar Mass Effect 2 va fi lansat în sfârșit și pe PS3 pe 21 ianuarie. Și fiindcă primul Mass Effect n-a ajuns pe vreo consolă PlayStation, BioWare le face cadou celor cu PS3 și un comic interactiv din care pot afla mai multe despre povestea acestui joc și cu care își pot pregăti caracterul pentru Mass Effect 2. Seria de snowboarding a celor de la EA, și anume SSX, se întoarce în 2011 cu jocul SSX Deadly Descent. Iată și primele imagini. Zilele trecute spuneam că între fanii lui Infamous și cei lui Prototype a fost război anul trecut și că, din câte se pare, și anul viitor vom vedea aceiași fanboy pe metereze. Totuși, cei de la Radical Entertainment și Activision nu-și mai doresc asemenea comparații, așa că vor lăsa Infamous 2 să se lanseze în liniște anul ăsta, iar ei își vor lansa jocul, Prototype 2 bineînțeles, abia în 2012. Cel puțin, asta zice trailerul Video Game Awards al lui Prototype 2, care nu arată așa de bine. Iar acum știrea irelevantă a săptămânii. Guillermo del Toro, regizorul lui Hellboy și Pan's Labyrinth, ne dezvolie în sfârșit primul său joc video. De ce este irelevant? Pentru că avem un teaser care nu zice decât că Insane, respectivul joc, este horror. Atât. Și că se lansează abia în 2013. Până când avem informații mai concrete, să lăsăm Insane în pace, să trecem la chestii mai concrete, cum ar fi primele imagini din jocul video Thor. Vara viitoare va apărea în cinematografe Thor, un nou blockbuster care îi are în distribuție pe Natalie Portman și Anthony Hopkins. Din motive deja consacrate, acest film va apărea alături de un joc video dezvoltat și publicat de Sega. Iată și primele imagini din acest joc, care are toate șansele să ia maxim 5 în review-uri și să prindă praf pe raft. His enemies know him as the God of Thunder. He is Thor. Victory or Valhalla! Lăsăm jocurile cu potențial acut de mediocritate la o parte și urmărim primul trailer pentru Forza Motorsport 4, jocul anunțat în mod formal în cadrul VGA-ului, dar despre care știm că există încă de la E3 2010. Din păcate, primul clip promoțional nu este decât un filmuleț live action, așa că fanii acestei serii de racing vor mai trebui să aștepte ceva până la informații concrete sau chiar gameplay. Forza 4 va apărea în toamna lui 2011 pe Xbox 360. Zilele trecute ai putut citi pe site o știre conform căreia Kratos vine în Mortal Kombat 9. Astăzi avem și un clip cu războinicul din God of War, care va fi disponibil în versiunea de PS3 a noului Mortal Kombat, numai în modul de versus. Și când vine vorba de versus, cine să fie mai potrivit să-i facă față lui Kratos dacă nu Scorpion? Se pare că newsletter-ul de astăzi a fost mai mult despre trailere, nu neapărat știri, dar fiindcă toate arată atât de bine, sper că te-ai înarmat de mult cu ceva de ronțăit.
A apărut și pe site, dar n-am putut să nu-l bag și în emisiune, pentru că sunt sigur că unii dintre voi l-au ratat. Iată cel mai nou trailer pentru Batman Arkham City, care ne prezintă cine este de data aceasta inamicul Iliacului. Numele său, Hugo Strange. You know my name. Good. Because I know everything about you. Your darkest secret. Your ultimate weakness. I know you are Bruce Wayne. Știre! Resistance 3, o altă exclusivitate de PS3, va fi lansat pe 6 septembrie. Trailer! Primele secvențe de gameplay din joc, nu multe, dar interesante. Băi, am impresia că prezint emisiuni de cinema, nu de jocuri. Și, într-un final, încheiem NewsX cu noua capodoperă Valve, mult așteptatul Portal 2. Nu se putea să prezentăm noutățile de la VGA și să ignorăm clipul Aperture Friends, scos la înaintare de companie în cadrul acestui eveniment. 20 aprilie 2011, PC, Mac 360 și PS3. It's a date. A fost o ediție lungă de NewsX, deja simt că fac varice, aparent. Așa că o să mă retrag. Mulțumesc pentru atenție, îți urez o seară plăcută și te invit din nou vineri alături de mine. Salut! Cine am fi la leama în brânză?